Vă salut și bine v-am găsit pe canalul Pasionat de Gătit. Astăzi voi face o rețetă foarte simplă, o rețetă de plăcintă cu mere. Haideți să vedem ingredientele și modul său de preparare. Nu uitați, stați pe aproape și vizionare plăcută tuturor! Haideți să vedem ingredientele pentru această rețetă, plăcintă cu mere. Voi avea nevoie de 300 de grame de făină, dată prinsită, 3 ouă, esență vanilie, 20 grame praf de copt, 3 mere potrivite, 200 grame lapte călduț, 150 grame zahăr și 80 ml de ulei. Stați pe aproape și urmăriți rețeta până la final. Într-un bol încăpător voi adăuga cele 3 ouă. Eu folosesc ouă de curte. Dacă nu aveți ouă de curte, puteți folosi cele din comerț. După voi adăuga 150 g de zahăr și cu un tel de mână voi mesteca foarte bine până se schimbă la culoare. Dacă nu aveți un tel de mână, puteți mixa cu un mixer. După ce compoziția de zahăr cu ouă s-a schimbat la culoare, putem adăuga celelalte ingrediente. După ce am mestecat cele două ingrediente, ouăle și zahărul, și și-a schimbat culoarea și zahărul este topit în totalitate, putem adăuga uleiul, 80 ml, esență de vanilie, o linguriță sau la preferință, și 200 de ml de lapte călduț. Și voi mesteca foarte bine toate ingredientele. După ce am amestecat laptele, uleiul și esența de vanilie, voi începe să adaug din 300 de grame de făină și 20 de grame de praf de copt. Voi pune în sită câte două linguri de făină și 10 grame de praf de copt. Voi cerne în bol treptat, iar cu o spatulă, mestecând de jos în sus, foarte ușor. Așa voi proceda cu restul de făină și praful de copt. Spălați merele în 2-3 ape, după le tăiați în cubulețe, în funcție de cum vă place, mai mari sau mai mici. Eu le-am tăiat cubulețe potrivite. Așa voi proceda și cu celelalte două mere. Stropiți merele cu un pic de zeamă de lămâie să nu se oxideze. Acum voi adăuga direct în bol, în compoziție, și voi mesteca foarte bine toate ingredientele. Și este gata de pus la cuptor.
Și rețeta de astăzi este gata, plăcintă cu mere. Este o rețetă foarte simplă, ușor de pregătit. Vă doresc poftă bună și spor la gătit. Până la rețeta următoare, să ne auzim cu bine. Dacă v-a plăcut și această rețetă, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări în momentul când voi posta, să dați un comentariu, un like și un share. Vă mulțumesc! Să aveți o zi excelentă!